Cum te-ai hotărât că vrei la regie? O luăm cu începutul? Da. Complicat de zis, pentru că a existat într-adevăr un moment în care m-am hotărât, dar de fapt era o idee pe care cumva o aveam în cap, numai că nu puteam să o exprim coerent și să zic vreau asta. Era un sentiment mai degrabă, că vreau să fac ceva, dar nu știam prea bine ce. Și la un moment dat, în 1993, a fost la televiziune, a fost un ciclu de filme Fellini. Și unul dintre ele a fost El la nave va. E, în momentul în care am văzut finalul de la El la nave va, în care aparatul de filmat descoperă platoul și vezi că în spatele poveștii și în spatele unei atmosfere de epocă există nu știu câți oameni care fac fum, împing, traveling, puntea vaporului nu e puntea vaporului, ci un decor construit pe pistoane. În clipa aia am cam știut, cam asta vreau să fac, uite, e o lume în care mi-ar plăcea să exist. Și de acolo n-am mai fost. Mai fost un pas, ca să zic așa, unul mare de tot și greu. Dar din clipa aia mi-a devenit foarte clar că asta vreau să fac. A mai fost un al doilea motiv, și anume nu mă vedeam ducându-mă toată viața la un birou, simțeam că o să mor pe pereți, că nu o să rezist la așa ceva. Și atunci mi-am zis, trebuie să fac o meserie sau trebuie să fac ceva care să mă ofere în fiecare zi o nouă provocare. Și să nu trebuiască să stau într-un loc. Și s-a nimerit să fie regia. Nu am filme care mă inspiră să fac filme. Mă inspiră să fac filme altceva. E o chestie care vine din interior și la un moment dat simți nevoia să spui ceva și atunci faci un film. Cu filmele altora am un alt raport, am un alt approach, ca să folosesc englezisme. Cred că m-aș simți cel mai bine dacă cineva m-ar plăti, nu mult, suficient, decent, cât să trăiesc bine, decent, să văd filme, să nu fac nimic altceva. Și aș putea să fac asta toată viața, 12 ore pe zi, 18 ore pe zi, m-aș uita la filme și n-aș face nimic altceva. E inspirațional și în același timp este foarte relaxant să vezi film. Și ține și de o abilitate de a te concentra, de a putea sta într-o sală de cinema, de a te rupe de lume, de a te rupe până la urmă parțial și de cei din jur, pentru că dacă e cineva care mestecă semințe sau mănâncă pufuleți sau îi sună telefonul, pe mine nu mă deranjează. Am prieteni care ieșesc din minți, să duc și-l omoară pe ăla, îi dau deci un cap cu... Deci nu ești un spectator solitar? Nu prea-mi place. Acasă când văd filmele, de obicei opresc, mă uit la cadre, devin analitic, dar sunt un spectator de cinema, îmi place în cinema. Îmi place când la un film, nu știu, tâmpit, de groază, gagica, puștoaica de lângă, mă ia de mână urlând și mi se pare foarte, foarte amuzant. Pe platou de filmare nu simt niciun fel de plăcere. Cum așa? A face film nu e o plăcere, e... doare. E un proces greu, e un proces în care ai o grămadă de oameni în spate, trebuie să fii atent la foarte multe lucruri, trebuie să fii concentrat în permanență. E ca un soi de joc din ăsta sportiv, de lungă durată, de anduranță și foarte rar ai posibilitatea să te bucuri sau ai timpul necesar să te bucuri de ceva ce se întâmplă. Se întâmplă ceva frumos, abia zici wow, uite ce s-a întâmplat, în clipa aia apar 10 probleme pe capul tău și s-a terminat cu bucuria. Nu e un lucru plăcut. Mă simt mult mai bine, de exemplu, în montaj. În perioada de montaj și de sunet mă simt mult mai bine, mă simt mai liniștit, mai calm, pot să văd materialul filmat cu alți ochi, pot să mă detașez puțin de el. Am o vorbă pe care o mai zic și la școală, în montaj, la vizionare, trebuie să devii dușmanul propriului tău material. Că trebuie să-l vezi cu un ochi foarte critic, să vezi ce ți-a ieșit, ce nu ți-a ieșit și oricât ai ține la el și oricât de mult te-ar impresiona tot felul de detalii, gen, nu știu, frunzulițele care prind lumină, foarte frumos, dar materialul e caca, deci aruncat la gunoi și mai bine nu intră în film. Și trebuie să ai detașarea asta față de material. Cumva de asta mă simt mai relaxat și simt plăcerea în faza de montaj. Acolo mi se pare că filmul se reașează uneori după alte criterii decât îl gândeai înainte de filmare. La Carmen situația a fost în felul următor. Trebuia să băgăm un scenariu,
Eu vorbisem cu Tudor Voican, știam că are acest scenariu scris mai de mult puțin, dar care necesita o rescriere. Și atunci împreună am decis, hai să mergem cu el și să vedem după aia ce se întâmplă. Am câștigat concursul CNC, a mai durat puțin până am intrat în producție. Timpul ăsta a fost foarte bun că am putut să ne așezăm din nou, să rescriem, să mai strângem acțiunea în prima etapă, în prima variantă sau în primele variante, că nu era la primul draft. Era o acțiune care era mult mai amplă. Și treptat a început să se definească în capul meu, pe de o parte vizual, cum vreau să arate, pe de o parte ca joc de actorie, în ce zonă vreau să-l duc, și ca stil. E mult zis ca stil, că nu cred că e neapărat un film de stil sau... Dar a început să-mi devină foarte clar că este o poveste, sau că drama din poveste e atât de tare încât poate deveni melodramă la cea mai mică, la cea mai mică scăpare. Și atunci, apropo de plăcerea cu care văd Fellini, mi-am dat seama că zona este undeva mult, mult, mult mai la nord, spre filmele nordice, spre, nu știu, Bergman. Și asta am încercat foarte mult în perioada asta de preproducție și în momentul în care căutam și locații și stabileam și casting și discutam și despre cum va fi filmat, încercam să epurez tot ceea ce înseamnă elemente de melodramă, să rămână pur și simplu poveste și să rămână partea de dramă din fără melo. După care chestia asta m-a împins către un soi de austeritate a filmului, care nu mi-a displăcut absolut deloc. În momentul în care am constatat că pot lucra cu actorii foarte bine și că ceea ce fac ei în fața camerei de filmat îmi place foarte tare, aproape că nu m-a mai interesat altceva. Am făcut la un moment dat, apropo de asta, un interviu cu Giuseppe Rotunno, cu marele operator al lui Fellini, și a zis un lucru care mi-a plăcut foarte tare și m-a marcat și mi l-am adus aminte la Carmen. Că la un moment dat a zis că a iluminat tot felul de peisaje și a început să enumere piețe, străzi, orașe, fântâni, și a zis mai ales chipuri de actor, pentru că chipul actorului e cel mai frumos peisaj din film. Și mi-a plăcut lucrul ăsta. Cum ai făcut castingul la Carmen? N-am avut o metodă. Deci la Carmen n-am adoptat o metodă coerentă de casting, ci m-am adaptat în funcție de fiecare actor în parte și de fiecare cerință pe care o aveam pentru personajul respectiv. La copii am făcut casting pe bune, chemând copii și lucrând și eliminând tot ceea ce nu mă interesa. Pentru alte roluri nu am făcut casting deloc. Adică pe Adrian Titieni știam că îl vreau un film, pe Mimi Brănescu știam că îl vreau un film, pe Doru Ana știam că îl vreau un film, nu mai aveam ce casting să dau cu ei. Povestea simpatică este în schimb la Rodica, pentru că în ultimele faze de scritură Tudor Voican mi-a zis un lucru iarăși foarte interesant. A zis ok, lucrăm, dar ultimul draft îl scrii tu, pentru că până la urmă tu te duci cu el la filmare și scenariul trebuie să devină al tău în cele din urmă. Și într-adevăr ultimul draft e rescris, coafat să zic, redactat de mine. Și deja acolo mi-era foarte clar că gândul meu se ducea spre Rodica în rolul Mariana. Cumva mi-e greu să scriu fără să am un chip în cap, fără să am niște gesturi, un om. Și atunci cumva mintea mi s-a dus către Rodica, pe care o știam foarte bine, știam cam ce poate și îmi plăcea foarte tare ce făcea. Și pasul următor a fost să-i spun și Rodicăi lucrul ăsta, numai că nu i-l-am spus din prima. Și am sunat-o odată și am zis, uite, fac un casting, fac un film, am un casting cu niște copii și mi-e foarte util să vină cineva să mă ajute, pentru că nu pot să lucrez și cu copilul și în același timp să mă și concentrez să văd dacă e bun sau nu. Și atunci am luat-o pe Rodica, am plasat-o pe rol de corepetitor, cu spatele la mine, cu spatele la cameră, e interacționând cu copilul. Gândul meu a fost să stabilesc, de fapt, cuplul ăsta mamă-fică de la bun început. Să văd cu cine este ea compatibilă. Bun, după o săptămână de casting, la un moment dat s-a întors către mine și a zis, da, cu fața mă pui vreodată la cameră? Și atunci am zis, nu mai e nevoie să te mai pun, că tu ai luat deja rolul.
A fost cumva și să verific disponibilitatea, pentru că dacă un actor are disponibilitatea de a veni, de a se arunca într-un proiect din care n-are nimic de câștigat, dar vine doar pentru a face și are această deschidere pentru proiect, atunci cu siguranță, și lucrul ăsta a fost dovedit pe parcursul filmărilor, în care practic Rodica a fost din toate punctele de vedere lângă mine tot timpul. Adică împreună am luat decizii, foarte multe decizii referitoare la ce vrei și ce nu vrei, joc, actorie, replici, scenografie, ne consultam tot timpul. Cât de mult ați avut timp pentru repetiții înainte? Și cât de mult s-a schimbat după aia, nu știu dacă povestea, dar efectiv filmul pe care l-aveai tu în cap și cum s-a transformat pe platou, propriu zis? Am repetat ceva înainte, nu mai mi-aduc acum aminte cât, dar oricum nu foarte mult. Deci nu au fost niște repetiții atât de amănunțite încât să ajungem, de exemplu, la mișcare. Au fost repetiții de lectură, au fost lecturi la masă cu textul și stabiliri de nuanțe și de intenții. Asta în mod clar. A mai fost ceva foarte bun în perioada repetițiilor, și anume că uneori replici care mie îmi sunau foarte bine și lui Tudor îi sunau foarte bine și cum le dialogam noi între noi erau absolut senzaționale, când auzeai în gura unui actor nu mai sunau deloc bine. Și atunci în ultimele repetiții unele replici s-au mai schimbat. Și stăteam acolo frumușel cu creionașul și scrieam pe scenariu, după care am dat încă un print la un scenariu cu noile replici. Repetițiile astea au folosit foarte mult pentru că s-au lămurit foarte bine relațiile între personaje. Era foarte important ca toate personajele din film să se știe. Pentru că în film nu sunt persoane care apar noi pentru relațiile dintre personaje. Toți vin în spate cu o poveste și toți, fiecare se știe cu fiecare. Ori aici trebuia să fim foarte atenți, sigur ei apar pentru spectator pentru prima oară, dar Mariana se întâlnește cu Sitaru a nu știu câta oară. Și aici a trebuit să fim puțin atenți, să nu există un soi de stânjeneală între ei. Și firesc unor oameni care se cunosc, care se știu și care se văd după nu știu cât timp să apare, să răzbată pe ecran. După care au fost foarte importante repetițiile și discuțiile din timpul filmării. Pentru că repetam destul de mult și discutam destul de mult. E, de exemplu, în mijlocul filmului este secvența în care Mariana și cu Puiu sunt singuri în spital și își au rămas bun unul de la altul, Puiu pleacă acasă și Mariana rămâne cu Carmen în spital. Și aia e o secvență care a fost foarte greu de filmat. Și cadrul secvență de 5 minute sau 4 minute și ceva cât are. Dar și foarte greu de filmat, pentru că după ce totul a fost gata și eram ready to shoot, cum se zice, Mimi a pus o întrebare foarte pertinentă, pe care noi ne-o mai pusesem odată în timpul repetițiilor, dar peste care trecusem așa, fără să-i dăm un răspuns, am zis, lasă să nu mai. Mimi a pus următoarea întrebare, de ce pleacă Puiu? Cu Mimi, cu Rodica, ne-am retras într-o încăpere și timp de 3 ore ne-am pus foarte cinstit și, nu știu cum să zic, violent, nu violent, dar foarte pe față. Am pus pe masă toate problemele pe care le determina scenariul, orice decizie, a pleca sau a nu pleca, sau a rămâne sau a nu rămâne. Și încercam să-i găsim o motivație. De ce? Sigur că exista o motivație latentă în scenariu, apropo de bărbatul care mai are acasă un copil, totuși are și o doză de lașitate, neimplicare. Cumva ea este cea care și-a asumat lupta asta până la capăt. El o duce cumva, o secondează, o duce din umbră. Și după 3 ore de discuții în care, nu ușoare, la un moment dat am zis, bun, da, când am citit scenariul toți, ne-a plăcut secvența așa cum e scrisă? Da, pe hai să o facem așa cum e scrisă. Și am ieșit din încăperea aia după 3 ore și am filmat exact ce era în scenariu. Și de asta zic că pentru echipa de filmare a fost ușor bulversant, că n-au înțeles nimic ce au făcut ăștia 3 ore într-o încăpere închiși, timp în care toată lumea aștepta cu luminile puse, camera gata. Și acolo a fost foarte amuzant, că acolo au fost 2 duble la cadrul ăla, la secvența aia.
la prima dublă am dat stop și am întrebat câtă pelicula mai rămas în aparat și mai rămăseseră 4 metri din rol. Și atunci am știut că suntem în timing cumva și la a doua dublă n-am mai dat stop. Am lăsat să fie roll-out. să sară pelicula din casetă. Așa cum era în formula originală, filmul era un duo. Filmul era un duo, Mariana Carmen, cu importanță oarecum egală. Eu mi-am dat seama că eu nu mă puteam pune în condiția lui Carmen. Pentru că n-am stat niciodată internat și oricât research am făcut să mă duc în spital, nu reușeam să intru în condiția aia de un bolnav. Și a trebuit să fac o decizie, să fac o alegere. Și alegerea a fost să mă concentrez mai mult pe cel care este martor al bolii. Pentru că prin asta am trecut, puteam să mi-o asum. Și așa a venit, de fapt, decizia de a urmări firul Mariana. Apoi, mai e ceva, este un gen de povestire care îmi place foarte tare. Îmi place foarte tare atunci când aparatul nu este omniscient, nu este peste tot în același timp. Îmi place foarte mult când personajul descoperă și spectatorul descoperă odată cu el. Sigur că asta cumva anulează exact ceea ce e cel mai frumos în film, că în film, până la urmă, tocmai asta este seducția, nu? Că poți să arăți lucruri care se întâmplă simultan în locuri diferite. E, dar la Mariana n-am simțit nevoia de lucrul ăsta. De-aia există în film foarte puține cadre în care Mariana nu e. Foarte puține. În general, aparatul o urmărește și cam ce vede ea, aia vedem și noi. Când află ea, atunci aflăm și noi. Cumva, construcția asta așa a fost gândită. La început să nu ne dăm seama foarte exact ce se întâmplă, unde se duc și să descoperim pe măsură ce personajele trăiesc, ce personajelor li se întâmplă lucruri. O veste bună la drum de seară. Domn doctor, nu vreau să-i mai faceți nimic. Carmen s-a simțit foarte bine. S-a simțit bine. Carmen, ia zâmbește-i tu lui mami, așa cu toți dinții. Ți se pare că poveștile își cer cumva stilul regizoral? Sunt mai multe variante pe care le aplic nu simultan, ci pe rând. Depinde foarte mult de poveste, într-adevăr. Asta este o poveste care cumva ea m-a atras către povestea, m-a făcut să mă apropii de ea. Sunt alte povești pe care le tratez cu totul altfel, le apropii pe ele de mine și atunci cumva devin eu care spun povestea. Aici n-a fost cazul ăsta. Deci nu l-am simțit niciodată, n-am simțit Carmen în direcția asta. Nu mi-am propus să fac o demonstrație de stil cu Carmen. Ci realmente mi-am dat seama undeva pe parcurs că e o poveste care poate să emoționeze foarte tare. Și atunci cumva cu spaima asta că dacă aplic tot felul de artificii va fi o emoție falsă sau se va pierde emoția, am preferat să stau cu minte regizoral. Apoi mai e ceva. Am văzut foarte multe filme de început și am simțit-o pe pielea mea. Există un soi de frustrare care se acumulează în timp, nefăcând, încât în clipa în care ai un prim film, cam vrei să spui tot. Și am văzut foarte multe filme de debut care încercau să spună tot și se ratau. Și am văzut destul de multe filme românești de debut care nu încercau să spună tot. Care încercau să spună o poveste și atât. Și povestea asta și atât reușește să-și depășească condiția. Și asta este conjunctura fericită sau întâmplarea fericită. Când se întâmplă așa, e bine. Am mai avut un noroc undeva în mijlocul montajului, am mai avut un noroc foarte tare. Am avut câteva vizionări. Filmul era așezat pe canavaua scenariului. Și am avut câteva vizionări cu observații tari. Na, cu oameni. Și cumva prefer lucrul ăsta. Adică am chemat oameni care știam că nu o să cocoloșească și că o să spună pe bune ceea ce cred despre film. Și după vizionările astea, am avut o pauză de câteva luni în care nu ne-am mai atins de film. Și după pauza asta ne-am reîntors asupra lui și s-au schimbat foarte, foarte multe lucruri. În bine, cred.
Ne-a folosit. Lasă-mă să operez copilul. Ești din nou. Inconștient? Nu sunt inconștient, sunt responsabil. Ești copilul. Nu, Maria. Tu crezi că eu nu înțeleg ce ne-a cazat căsul pe capul vostru? Mie să-mi spuneți adevărul de fata mea, altfel eu o iau și plecăm la Câmpul Lung. Dacă e să am necazuri cu ea din nou, eu trebuie să știu. Ce trebuie eu să fac? Ce, dragă? Ce te uiți așa la mine? Ce nu înțelegi? Ce mai vrei de la mine acum? Cum te simți cu studenții tăi la școală? Știu că acum ai anul întâi. În principiu, sistemul în clipa asta este așa, că există niște profesori de clasă, un grup de profesori de clasă și studenții continuă 3 ani cu aceiași profesori. În principiu, dar uneori se mai produc și schimbări. Depinde de la an la an, de la problematică la problematică. Nu cred că în anul întâi sunt căutări. Cred că dacă vrei într-adevăr să faci lucruri de calitate, trebuie să fii în căutări toată viața. E un lucru pe care l-am spus de mai multe ori și îl tot repet. În momentul în care nu ți-e frică sau nu-ți mai este frică de ceea ce faci, în momentul în care simți că nu mai ai căutări, ci ai certitudini, în momentul ăla pui lacăt pe șandrama, închizi ușa, la revedere, te retragi munte la Victoria, la oi. Nu mai e ce mai căuta în treaba asta cu filmul sau cu arta. Mi se pare mult mai interesant rolul ăsta provocativ al artei și rolul de căutare. Și cumva asta este și frumos. E un drum de autodescoperire de la început până la sfârșit. Nu mi-am dorit niciodată să rămân în școală. Asta e clar. Dar în general mi se întâmplă lucruri pe care nu mi le doresc. Și la un moment dat Elisabeta Bostan mi-a zis, uite, m-am gândit, aș vrea să rămân. Și am zis, no way. După care, mai vorbind, mai consultându-mă cu diversi colegi, am zis, bine, hai să încerc. Am avut norocul să rămân alături de Elisabeta Bostan și am avut norocul că ea cumva a încurajat întotdeauna discuțiile, s-a încurajat dialogul. Avea la clasă, când eram noi studenți, avea o expresie care pe noi ne distra foarte tare, zicea, gata, am o idee, e tâmpită, dar vă zic. Și de cele mai multe ori nu era tâmpită. Uneori, sigur că spunea o chestie după care râdeam toți că nu se aplica. Dar era un soi de dialog sau năștea un soi de dialog provocator. Lansa idei, ideile alea se discutau, veneau idei din partea studenților, profesorii le combăteau sau nu. Și, practic, din prima clipă în care am rămas în facultate, am descoperit acest metodă de lucru prin dialog. Prin foarte, foarte multe întrebări. E o metodă care se aplică în continuare, o aplic în continuare. Nu e o metodă definită sau bine pusă în pagină sau scrisă sau ține foarte mult de intuiție, de flair și mai are un avantaj foarte mare. Apropo de ce spuneam înainte. Studenții nu sunt unul ca celălalt. Nu e muncă de birou, nu mă plictisesc absolut niciodată. E un proces din care noi învățăm ca profesori la fel de mult cum învață ei probabil de la noi. Sper că învață de la noi. Noi cu siguranță învățăm. Eu cu siguranță învăț de la ei. De exemplu, la Carmen am descoperit că exact chestiile alea pe care le spun să nu le facă niciodată, le făceam eu. Mi-am dat seama undeva pe la jumatea filmului că le spun niciodată nu fa aia, niciodată nu fa aia, dacă faci aia ți-ai rup gâtul. Și m-am surprins pe mine făcându-le. Și făcându-le inconștient. Și cumva la un moment dat am început să devin conștient și am zis, bun, stai puțin, asta e aia pe care tot zic să nu, că nu trebuie făcută. Apoi mai este ceva. Cred foarte mult că profesorul trebuie să fie alături de studenți la modul că în momentul în care ești convins de un proiect sau studentul este convins de un proiect, trebuie să-l sprijin până la capăt. Nu cred în genul ăla de profesorat în artă în care profesorul vine la catedră, dă niște indicații și la revedere. Cumva este o poveste foarte frumoasă spusă de Laurențiu Damian. Definește un tip de școală prin care am trecut toți. Și povestea lui în mare este așa. Filmul lor de anul 4, examenul trebuia să se dea în copie standard și cu o zi înainte de examen nu era nicio copie standard gata. Și atunci
toți studenții s-au suit în două mașini, jumătate în mașina Elisabetei Bostan, jumătate în altă mașină. O primă oprire a fost în strada Pitar Moș, deci acasă la Zizi, de unde doamna profesoară a luat tot ceea ce însemna whisky, rom și alte lichiori primite de soțul dânsei, mare doctor, și le-a băgat în mașină. Și următoarea oprire a fost la laboratorul Buftea, unde până dimineața a stat alături de studenți și s-au făcut toate copiile standard. Dimineața la ora 6 s-au încărcat toate copiile standard în mașini, s-au suit în mașini, au venit spre București, s-au oprit la doi cocoși, au mâncat ciorbă de burtă împreună și s-au dus la examen. Ori, ăsta este un soi de mentorat, tutoriat, care mi se pare potrivit pentru genul ăsta de învățământ artistic. Și apoi îmi mai place ceva. Cred că profesorul trebuie să aibă și un soi de rol al avocatului diavolului. Știi cum este la papi? Există avocatul diavolului care trebuie să își folosească toate mijloacele posibile să demonstreze că cel care este candidat pentru papă n-are ce căuta în funcția aia. Și dacă ceilalți cardinali reușesc să-l învingă, înseamnă că papa chiar poate fi ales. Și cumva e o cale negativă pe care profesorul trebuie să o arate întotdeauna studentului. Trebuie să-i pui în față toate opțiunile și să-i pui toate întrebările de care el s-ar putea izbi mai încolo. Nu trebuie să-i dai răspunsuri. Dar arătându-i și calea negativă odată cu calea pozitivă, el poate să-și facă singur alegerile. Acum, cel mai important și cel mai important este ca la final filmul ăla să fie un film de el. Să nu fie un film nici de profesorul X, nici de profesorul Y. Sigur că este foarte amuzant când te lupți pentru ceva cu studentul și încerci să-l faci să înțeleagă și el nu vrea lucrul ăla și până la urmă renunți, zici gata, stop, nu mai. Vezi, în felul ăsta s-au născut N-15.000 de povești care nu s-au făcut film niciodată. Pentru că din acest dialog permanent uneori se nasc niște lucruri care nu sunt acceptate nici de o parte, nici de alta, dar ele în sine sunt niște povești foarte bune pe care nu le scrie nimeni niciodată, sunt pierdute în eter, nu mai știe nimeni de ele. Uneori glumind unii cu alții se nasc niște povești, se nasc niște filme. Dar frumusețea meseriei ăsteia este tocmai permanenta interacțiune. Și mai e ceva. Trebuie să gândești în continuu. Asta e frumusețea. Că nu e o meserie în care te duci, lucrurile sunt prestabilite, predai pe tablă. Sigur, e și o parte de teorie. Dar știi cum e? Cred că stilul unui regizor începe după ce depășește toate regulile. În momentul în care își creează propriile lui reguli, atunci începe să fie autor. Asta e mai greu un pic. Anul trecut n-am fost la Victoria. Mi-a plăcut foarte tare inițiativa. Știam și de la Andrei și de la Gabi de inițiativa asta. Mi s-a părut foarte tare că pe plan local e susținută o asemenea inițiativă. Mai ales într-un oraș care, vorba aia, s-a construit în jurul unei fabric de industrie, unui combinat chimic. Da. Din care nu prea a mai rămas mare lucru din câte am văzut noi zilele astea. Dar are atmosferă foarte bună. Mi se pare absolut senzațional că oamenii vin și au această dorință de a vedea filme în aer liber și stau acolo pe frig, pe mai puțin frig, pe căldură și văd filmele. Din păcate, cam asta este singura posibilitate în astfel de orașe să mai vezi filme pe ecran. Ca acasă poți să vezi pe internet sau... Nici nu știu dacă a existat cinematograf în Victoria. Probabil că a existat. La mine în Câmpul Lung au existat două, nu mai e niciunul. Proiecția asta din Câmpul Lung cu Carmen a fost emoția maximă posibilă. Dar și un test foarte bun. Emoția maximă pentru că am și filmat o parte din film acolo și în al doilea rând erau o grămadă de cunoscuți. Adică au venit toți. Și stăteam la intrarea în Casa de Cultură și vedeam cum intră și la fiecare 5 oameni mai intra un doctor și ziceam, aoleu, a chemat mama toți doctorii de la... Senzația e foarte plăcută. După aia când vezi că oamenii au plâns sau sunt emoționați sau tac, e o senzație foarte specială și foarte plăcută. Simți că n-ai făcut filmul de pomană până la urmă. Și tot în ciclul ăsta am avut o astfel de experiență la Sarajevo cu... Mă rog, a fost prezentarea de gală, proiecția de gală și după aia am fost luați din
din Teatrul Național și duci la un, la un dineu cu ambasada Spaniei. Nu, n-au confundat, nu credeau că e Carmen de Bizet. A fost o întâmplare. Iar Tudor Voican tot a zis, hai să ne întoarcem să vedem, să vedem ce reacție are publicul. Noi mai avusesem o vizionare de presă dimineață, dar la care sala fusese plină de spectatori. E o ciudățenie ce se întâmplă la Sarajevo, frumoasă de altfel. Și în dimineața aia reacția a fost exact ceea ce ne închipuiam noi că înseamnă o reacție normală pentru genul ăsta de film. Adică se termină genericul, oamenii tac, nu se ridică de pe scaune, e o tăcere din aia pe genericul de final și abia spre final încep să se ridică, să ridice și pleacă în liniște. Și când s-a întâmplat asta la vizionarea de presă, am zis, bun, suntem bine. Dar pe Tudor îl măcina întrebarea asta, oare cum va reacționa publicul de seară. Și a tot, m-a tot bătut la cap, hai să mergem. Am cedat, ne-am dus. Asia Krsmanovic, managerul de competiție de ficțiune, nu ne-a lăsat singuri, a zis, nu vin cu voi. Și am intrat în sală și am văzut din nou ultima secvență, sau ultimul calup de secvență, partea de final cu drumul. Și reacția a fost... nu știu cum să o definesc. Ne-a lăsat mască. Da, pentru că publicul n-a mai tăcut, ci a început să aplaude, a început să aplaude cu un entuziasm, ceva ce n-am pățit niciodată. Am paralizat pur și simplu de emoție. La un moment dat m-am uitat la Tudor care aplauda și el și am zis, tu de ce aplauzi? Păi ce, tu ai făcut filmul, nu aplauda, lasă-i pe ei. Și Asia era complet năucită pentru că a spus, dom'le, în general nu avem reacții, e o reacție foarte rară a publicului. E un public destul de pretențios și nu prea... probabil că a fost un noroc, probabil că s-a nimerit tipul ăsta de sensibilitate pe un suflet slav, nu știu cum să o definesc. A fost o potriveală fericită acolo. Și am ieșit din sală, stând așa în semi-întuneric, ieșeau oameni și ne recunoșteau. Ziceau, pe chestia asta a durat vreo 2-3 zile până am plecat. Adică mergeam pe stradă sau Rodica în lift. Ne opreau oameni pe stradă, spuneau, am fost la filmul vostru, ne-a plăcut foarte tare.